din localitatea Sireț din raionul Strășeni. Un bărbat de 34 de ani a murit electrocutat în această dimineață din cauza unui prelungitor defect. Acesta intenționa să-și spele automobilul cu un aparat de curățat cu presiune, însă apa a intrat în contact cu firele neizolate și a fost electrocutat. Rudele spun însă că bărbatul ar fi putut fi salvat și acuză medicii ambulanței că nu aveau aparatul de resuscitare în regulă. Poliția a deschis un dosar penal. Prima care a văzut incidentul a fost o vecină care a încercat să-l salveze pe bărbat. Tot ea a fost cea care a sunat la 903. Eu trășeam în grădină, eram prin partea și ei eram. Și am auzit un striga, o, și m-am șeput că el l-a bătut tocul. Și de mult s-am scos din priză și am sunat în ora mea. Păi și-a acordat primul ajutor, dar nu l-a putut salva. Foarte bun om era, cu minte, jele mare. Soția, copii. Rudele spun însă că bărbatul ar fi putut fi salvat și acuză echipajul de la urgență că nu ar fi avut aparatele în regulă. Ambulanța a fost, dar așa ambulanța mai gândi la noi și normal și. Au venit cu aparatul descărcat, eu vreau să-i dai curent, să-i pornească inima și la deja nu-i curent, n-au curent. Reprezentanții serviciului de urgență Strășeni au recunoscut că nu aveau aparatul de resuscitare încărcat din cauza că a intervenit chemarea la locul incidentului, iar instituția nu dispune de alte aparate. Pe marginea acestui caz, Inspectoratul Raional de Poliție a deschis un dosar penal. La moment, de către organul de urmărire penală, a fost îndreptat spre examinare medico-legală cadavru. În cadrul expertizei, medicul legist se va expune asupra altor leziuni corporale și a cauzei directe a decesului. Victima era căsătorită și avea doi copii de 4 și 7 ani.